Sufletul meu este lipit de țărână, spune psalmistul. Înviorează-mă sau adu-mă la viață după cuvântul tău. Mi-am cercetat căile și tu mi-ai răspuns. Învață-mă orânduirile tale. Deprinde-mă cu hotărârile tale și voi cugeta la minunile tale. Sufletul îmi plânge de întristare. Ridică-mă după cuvântul tău. Ține-mă departe de calea înșelăciunii. Binevoiește să mă înveți legea ta. Aleg calea adevărului, calea credincioșiei. Accept judecățile tale. Mă lipesc de mărturiile tale. Doamne, nu mă lăsa să fiu dat de rușine. Alerg pe calea poruncilor tale, căci tu dai alinare inimii mele. Tema acestei porțiuni din Psalmul 119 este despre încercare și cercetare în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Tema generală a Psalmului 119 este cuvântul lui Dumnezeu, importanța, rolul cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră. Și în această strofă, la 25 la 32, psalmistul vorbește despre încercare și despre cercetare și despre rolul care l-are cuvântul lui Dumnezeu, care l-are cuvântul lui Dumnezeu în aceste evenimente. Când vine încercarea în viața noastră, când vine suferința în viața noastră și este inevitabil să vină, dar în același timp când vine este inevitabil să ne întrebăm de ce. Parcă este prima întrebare care ne-o punem. De ce? De ce această suferință? De ce această încercare? Pentru creștin, pentru credincios, întrebarea este puțin mai explicită decât doar de ce. Am trecut dincolo de această întrebare simplistă și noi punem întrebarea în felul acesta. De ce a rânduit Dumnezeu acest lucru pentru mine? Așa ar trebui să sune întrebarea credinciosului în mijlocul încercării. Credinciosul are certitudinea conform Scripturii că Dumnezeu este în control deplin peste viața lui. Noi știm că Dumnezeu rânduiește tot ceea ce se întâmplă în viața noastră. Biblia ne învață lucrul acesta, că n-ar trebui să ne îngrijorăm de ziua de mâine, n-ar trebui să ne îngrijorăm de ce mâncăm, de cu ce ne îmbrăcăm, pentru că Dumnezeu este Cel care este în control. Da? El controlează de la cele mai minuscule lucruri, cum ar fi să dai cu zarul și Biblia spune că rezultatul este în mâna Domnului. El ia decizia. Cum ar fi dacă o pasăre cade de la ceruri și cum ar fi tot ceea ce se întâmplă în viața ta, inclusiv dacă un păr să cadă sau nu de pe capul tău. Noi știm, conform Scripturii, că Dumnezeu este Cel care rânduiește toate lucrurile în viața noastră. De aceea atunci când vine o încercare, atunci când vine o suferință, noi trebuie să ne întrebăm de ce a rânduit Dumnezeu lucrul acesta în viața mea. De ce a rânduit Dumnezeu această încercare, această suferință, această boală? De ce a rânduit-o acum? Nu mai târziu, nu mai devreme? Da? Noi știm că Dumnezeu este Cel care este în control peste viața noastră. De asemenea știm că toate lucrurile lucrează spre binele ultim al nostru și spre slava lui Dumnezeu. Să ne spune Scriptura lui Dumnezeu în nenumerate pasaje, de exemplu cum ar fi Romani 8:28, toate lucrurile lucrează spre bine. Spre bine, da? Binele acela este să ajungem în conformitate cu chipul Domnului nostru Iisus Hristos, să fim mai mult ca și Domnul Iisus Hristos, da? Și este un bine ultim. Binele acela ultim este glorificarea noastră. Și calea spre glorificare este o cale grea. O cale care este plină de persecuție, o cale care este plină de suferință, plină de încercare. Dar toate aceste lucruri, ne spune Scriptura, toate aceste lucruri conlucrează, rânduite, orchestrate de Dumnezeu spre binele nostru și spre slava lui Dumnezeu. De aceea noi ne întrebăm nu doar de ce, ci trebuie să ne întrebăm de ce, ci ne întrebăm de ce a rânduit Dumnezeu acest lucru pentru mine. Ne întrebăm dacă nu este cumva această suferință un act de disciplinare din partea lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune
că Domnul disciplinează pe cel pe care îl iubește și pedepsește pe orice fiu pe care îl primește. Evrei 12:6. Ne întrebăm dacă nu există oare un anumit păcat care Dumnezeu vrea ca să mi-l pună în vedere. Ne întrebăm care este scopul lui Dumnezeu în această încercare. Ce vrea Dumnezeu ca eu să învăț din această încercare? Cum vrea Dumnezeu ca numele Lui să fie glorificat prin această încercare în viața mea? Nu mă întreb doar de ce, cum se întreabă un păgân sau un necredincios, ci mă întreb de ce a rânduit Dumnezeu acest lucru pentru mine. Psalmistul, în versetele 25 la 32, se pare că se află într-o astfel de suferință sau într-o astfel de încercare. Priviți la versetul 25, prima parte, psalmistul spune că sufletul lui este lipit de țărână. Este la pământ, este terminat. Nu mai are nicio speranță, nicio scăpare. În versetul 28, tot în prima parte, ni se spune că sufletul îmi plânge de întristare. Este întristat, este apăsat din cauza suferinței sau încercării prin care trece psalmistul. Psalmistul suferă, nu știm exact în ce circumstanțe, nu știm exact ce a cauzat această suferință. Avem un mic indiciu în versetul 31, în care psalmistul spune: nu mă lăsa să fiu dat de rușine. Și această sintagmă, dacă rețineți în studiul nostru prin cartea Psalm, este folosită, o găsim folosită de multe ori, mai ales când este vorba despre persecuția care vine din partea dușmanilor. Este posibil că este o situație similară, în care psalmistul se confruntă cu niște dușmani care caută să-i facă rău. Da? Indiferent, până la urmă, care sunt cauzele acestei suferințe, știm că această încercare, această suferință, este de o natură așa de mare încât sufletul lui este apăsat, sufletul lui este în lacrimi, da? Speranțele lui încep ca să dispară. Fiecare dintre noi, cu siguranță, am avut momente în care ne-am simțit ca și psalmistul. Unii dintre noi probabil că trecem prin ele chiar în aceste momente. Chiar dacă am venit la biserică, în costumul cel mai frumos, în rochia cea mai frumoasă, sufletul nostru plânge. Noi ne aflăm sub apăsare. Chiar dacă atunci când frații ne vor întreba cum e frate, cum e soră, o să spunem: bine frate, bine, cum să nu, foarte bine. Și o să mergem acasă și o să plângem singuri. Fiecare dintre noi am trecut sau poate chiar trecem prin asemenea încercări. Cum am reacționat? Ce am făcut noi în acele încercări? Haideți să privim în această dimineață și să medităm la felul în care a reacționat sau la felul în care a răspuns psalmistul. Și vreau să vedem 6 sau 7 aspecte din răspunsul psalmistului față de această încercare, față de această suferință. În primul rând, vedem că psalmistul se adresează lui Dumnezeu. Prima lecție pentru noi este că atunci când trecem prin încercare, prima persoană cu care trebuie să discutăm este Dumnezeu. Cui adresez această întrebare este foarte important. Cui pui întrebarea de ce? Întreb pe prietenii tăi sau pe Dumnezeu? Întreb pe oameni sau pe Dumnezeu? Nu că este ceva greșit să te sfătuiești cu frații tăi, cu prietenii tăi, cu colegii tăi și așa mai departe, dar când vine un necaz, care este primul tău instinct? Unde alergi prima dată ca să ai o discuție? Cu un prieten, cu un coleg, cu un frate din biserică? Sau să vorbești prima dată cu Dumnezeu? Psalmistul aleargă în primul rând să vorbească cu Dumnezeu. Psalmistul se adresează lui Dumnezeu. Al doilea rând, vedem că acest dialog care se poartă, și veți vedea că este un dialog, este un dialog biblic. Este un dialog după cuvântul lui Dumnezeu. Altfel spus, dacă vrei să vorbești cu Dumnezeu, trebuie să vorbești cu limbajul lui Dumnezeu. Trebuie să vorbești cu cuvintele lui Dumnezeu, da? Pe limba lui Dumnezeu, ca să mă exprim așa. Nu te duci la Dumnezeu și vorbești oricum și orice. Te duci și vorbești cu Dumnezeu după cuvântul lui Dumnezeu. Vorbești cu El după cuvântul Lui. De două ori
în această porțiune, psalmistul spune după cuvântul tău. Ne arată că asta este ghidul. Astea sunt termenii în care noi dialogăm cu Dumnezeu. A te ruga după cuvântul lui Dumnezeu înseamnă ca rugăciunea ta să fie modelată de cuvântul lui Dumnezeu. Adică felul în care te rogi și în același timp conținutul rugăciunii tale să fie modelat de cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă v-ați gândit vreodată, de ce noi avem rugăciunile duminica în acest format? Laudă, mărturisire și apoi cerere, apoi petiție. Este încercarea noastră ca și biserică să păstrăm un model biblic. Să înțelegem că Biblia ne arată acest tipar. Faptul că Biblia ne cere în primul rând ca să ne întâlnim cu Dumnezeu, ca să-L acceptăm pe Dumnezeu așa cum este, să-L experimentăm așa cum este, să aducem laude la adresa lui Dumnezeu. Apoi, odată ce ne-am întâlnit cu Dumnezeu, Biblia ne arată că toți oamenii care se întâlnesc cu Dumnezeu se văd păcătoși, se văd nenorociți. Și trebuie să ne mărturisim această stare. Și doar după ce am intrat într-o stare plăcută înaintea lui Dumnezeu, doar după ce am văzut măreția lui Dumnezeu, păcătoșenia noastră și acea relație este rectificată prin sângele Domnului Iisus Hristos, putem veni cu cererile noastre. Este încercarea noastră să păstrăm un tipar biblic chiar și în rugăciunile, chiar și în rugăciunile noastre. Care este tiparul rugăciunilor tale când mergi înaintea lui Dumnezeu? Este el biblic sau nu este biblic? Cauți ca să te rogi după Scriptură sau nu te interesează ce spune Scriptura? Apoi, trebuie să ne rugăm în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne promite că rugăciunile după voia lui Dumnezeu vor fi ascultate. Nu orice rugăciune, nu orice trece ție prin gând va fi ascultat de Dumnezeu. Niciunul, într-adevăr, nu poate să cunoască voia tainică a lui Dumnezeu, dar fiecare dintre noi putem cunoaște voia prescriptivă a lui Dumnezeu prin Scriptură. Știm ce a poruncit Dumnezeu. Dumnezeu nu ne cere să ne ghidăm viața și nici rugăciunile noastre prin voia tainică, prin lucrurile care sunt ascunse, prin lucrurile care doar El le știe. Dumnezeu ne cere să ne ghidăm viața și rugăciunea prin ceea ce El a prescris în Sfintele Scripturi. Foarte mulți oameni astăzi aleargă ca să cunoască voia lui Dumnezeu pentru viața lor și aleargă oriunde decât la Scriptură. Oare ce vrea Dumnezeu de la mine? Deschide Biblia că îți va spune. Oare ce vrea Dumnezeu să se întâmple în încercarea asta? Deschide Biblia și îți va spune care este voia lui Dumnezeu. Nu alerga la tot felul de alte mecanisme în care până la urmă nu ai nicio certitudine că este de la, că este de la Dumnezeu. Vedem că acest exercițiu este un dialog. Noi vorbim lui Dumnezeu, da? Noi ne rugăm după cuvânt și El ne răspunde din cuvânt. În versetul 26 ni se spune că Dumnezeu i-a răspuns psalmistului. El și-a cercetat viața, El s-a rugat înaintea Domnului și primește un răspuns de la Dumnezeu. Și răspunsul este după cuvântul lui Dumnezeu. Noi când venim înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm prin cuvântul lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu, așteptăm să primim un răspuns, să auzim un răspuns de la Dumnezeu. Cum? După cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește din cuvântul Său. Cineva zicea că dacă vrei să auzi glasul lui Dumnezeu, citește Scriptura cu glas tare. Noi credem că Dumnezeu ne vorbește și astăzi. Și noi credem că Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, aplică cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre ca și un răspuns la rugăciunile, la rugăciunile noastre. În al treilea rând, vedem că rugăciunea nu este doar prin cuvânt, ci este și pentru cuvânt. Psalmistul înțelege că cuvântul lui Dumnezeu nu este doar modelul după care trebuie să se roage, ci este chiar și soluția pentru problema lui. De aceea, de așa de multe ori, face această petiție pentru cuvânt. El vrea cuvântul lui Dumnezeu ca și o soluție la problema lui. De exemplu, versetul 25 spune, înviorează-mă după cuvântul tău. Petiția, cererea, este să fie înviorat. Termenul s-ar putea traduce, dăm viață, da? Sau păstrează în viața.
cum, care este metoda? După cuvântul tău, în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, cu promisiunile lui Dumnezeu față de cei care se încred în El. Dar în același timp, prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul este instrumentul prin care vine viața. Cuvântul este instrumentul prin care se menține viața. Psalmistul vede în această cerere care se face la Dumnezeu, cuvântul ca și o soluție pentru problema lui. El este demoralizat, el este la pământ, sufletul lui este în lacrimi, el este persecutat, el este în încercare, are nevoie de înviorare. Și vrea înviorarea să vină prin cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 26. Învață-mă orânduirile tale. Versetul 27. Deprinde-mă cu hotărârile tale. Versetul 28. Ridică-mă după cuvântul tău. Versetul 29. Binevoiește să mă înveți legea ta. Psalmistul vede rugăciunea lui ca fi nu doar după cuvântul lui Dumnezeu, ci pentru cuvântul lui Dumnezeu. El vrea ca Dumnezeu să-i dea cuvântul său în diverse feluri, să-l aplice în viața lui în diverse feluri. Ați observat că psalmistul cere ca Dumnezeu să lucreze în mod direct și în mod personal prin cuvânt. Înviorează-mă, învață-mă, deprinde-mă, ridică-mă, binevoiește să mă înveți. Petiția psalmistului este ca Dumnezeu în mod personal, în mod direct, în mod supranatural să facă aceste lucrări în viața lui în mod direct prin cuvânt. Ce contrast cu creștinul modern de astăzi, care consideră cuvântul lui Dumnezeu ca și fiind ceva inferior, ceva impersonal. El vrea ca Dumnezeu să intervină direct, dar în afara Scripturii. Noi am citit ce scrie în Scriptură, dar eu am nevoie de altceva. Eu am nevoie de un cuvânt personal. Psalmistul consideră cuvântul lui Dumnezeu ceva direct și personal și el cere ca Dumnezeu să lucreze în mod personal în viața lui Dumnezeu. Atenție! Dumnezeu este cel care este invocat ca să facă toate aceste acțiuni. Învață-mă! Cine să învețe? Dumnezeu este cel care trebuie să-l învețe, da? Deprinde-mă! Ridică-mă! Dumnezeu este cel invocat ca să facă această lucrare. Cum? Cum? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Psalmistul înțelege că Dumnezeu intervine direct în viața noastră atunci când intervine prin cuvânt. Ceea ce se întâmplă în această dimineață, fie că realizați sau nu, este o intervenție reală, directă în viața dumneavoastră prin cuvântul lui Dumnezeu. Ce frumos! Psalmistul cere ca Dumnezeu să fie consilierul lui, să fie profesorul lui, să fie prietenul lui. El vrea ca Dumnezeu să fie implicat nu doar în mod direct, dar în mod personal. Și cere ca Dumnezeu să aibă aceste roluri în viața lui prin cuvântul lui Dumnezeu. Cât curaj să ceri așa ceva de la Dumnezeu. Imaginează-ți dacă ai avea curaj să te duci la ceva persoană publică foarte mare, foarte faimoasă, foarte cunoscută și să-i ceri să fie mentorul tău. Să-i ceri să fie prietenul tău. Nu știu, un academic foarte mare, un artist foarte mare, un politician foarte mare. Nu e așa că n-ai avea curajul? Să te duci tu, un nimenea, un ciuriburii, cum se spune, am venit că vreau ca să fii prietenul meu. Vreau ca tu să fii mentorul meu, tu să mă înveți. Păi am scris o carte. Nu, vreau ca tu personal să-mi explici cartea aceea. Păi nu am timp de tine. Cine ești tu? Am scris o carte, descurcă-te. Vedeți, psalmistul are curajul să meargă să ceară lui Dumnezeu în mod personal să lucreze prin cuvântul său. Să aplice cuvântul său, să-l învioreze prin cuvântul său, să-l aline prin cuvântul său, să-l mângâie prin cuvântul său. Ce poate motiva pe psalmist să facă așa ceva? Ce-i poate da un asemenea curaj? Doar o relație personală cu Dumnezeu. Doar o credință că ești acceptat în ochii lui Dumnezeu în baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Doar un copil poate să ceară așa ceva. Un om străin de pe stradă n-ar avea curajul, deși eu nu sunt o persoană publică oarecare,
să vină și să spună: frate Mihai, eu vreau ca tu personal, înțeleg că tu vei predica duminică, eu vreau ca tu personal să vii acasă la mine și să mă înveți. A zis, băi, are omul timp de mine. Dar Ivi n-are nicio problemă să zică: tati, nu înțeleg să fac chestia asta, nu mă înveți tu personal. De ce? Pentru că este copilul meu, pentru că este într-o relație de fică-tată. De ce psalmistul poate să vină și să facă o asemenea cerere de la Dumnezeu? Pentru că este într-o relație corectă cu Dumnezeu în baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Psalmistul vine în credință. Psalmistul vine nu în meritul lui, ci în baza promisiunilor lui Dumnezeu. În baza promisiunilor care le-a primit prin cuvântul lui Dumnezeu. Altfel, ce te-ar putea face să crezi că tu ai putea să ceri așa ceva lui Dumnezeu? El să fie prietenul tău. Nu tremuri când spun de așa ceva. Noi o spunem în rugăciune și foarte bine că o spunem. Că El este prietenul nostru. De parcă poți să ieși la fotbal cu Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu se numește prietenul nostru. Cât curaj din partea noastră. Ce altceva ne poate motiva decât realitatea că suntem îndreptățiți, suntem într-o relație cu Dumnezeu în baza jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Și de aceea pot ca să cer lucrurile acestea de la Dumnezeu. Pot să cer ca El să fie prietenul meu, El să fie consilierul meu, El să fie învățătorul meu, profesorul meu. Pentru că le adresez tatălui meu, nu unui străin, ci tatălui meu, pentru că am fost înfiat în familia lui Dumnezeu. 4. Rugăciunea psalmistului este una pentru sfințenie. Este una care cere sfințenia, care își dorește sfințenia. Versul 29. Ține-mă departe de calea nedreptății sau de calea înșelăciunii. Psalmistul admite că tendința noastră este să ne depărtăm de calea sfințeniei, care este calea după cuvânt, după porunca lui Dumnezeu, și să mergem pe calea nedreptății, la îndemnul lumii, la îndemnul satanei, să ne depărtăm de standardul lui Dumnezeu, de îndemnul lui Dumnezeu și să mergem după îndemnurile lumii. Cerințele psalmistului au în vedere scopul sfințeniei. El asta vrea. El nu vrea doar rezolvarea persecuției, el nu vrea doar rezolvarea problemei, el vrea ca Dumnezeu să lucreze sfințenia în viața lui. O de câte ori ne rugăm lui Dumnezeu și noi vrem ca să rezolve problema și nu ne interesează cum să rezolvă problema și nu ne interesează dacă ne compromitem în rezolvarea problemei și nu ne interesează dacă rezolvarea problemei ne apropie de Dumnezeu sau ne depărtează de Dumnezeu, noi doar vrem să se termine suferința. Psalmistul nu vrea asta. Psalmistul nu vrea o scăpare de la suferință, orice ar fi, ci el vrea o rezolvare a problemei și rezolvarea problemei este definită ca și o păstrare pe calea sfințeniei. Ține-mă departe de calea nedreptății. De multe ori asta înseamnă, de fapt, a invita mai multe probleme în viața ta. A invita mai multă suferință, mai multă greutate. Multe păcate nu le facem pentru că Dumnezeu nu ne permite. Nu ne permite fizic, nu ne permite financiar, nu ne permite oportunități. Cum nu ne permite? Câteodată ne restrânge prin greutăți. Ne restrânge prin suferință. Și de aceea nu facem multe lucruri pentru că realmente nu putem. Dacă Dumnezeu ne-ar lăsa în mințile noastre blestemate și ne-ar da toate oportunitățile și toată potența necesară, vai de noi ce păcătoși am fi. Psalmistul nu vrea ca Dumnezeu să acționeze în niciun fel sau să permită să se întâmple ceva care l-ar depărta, care l-ar depărta de Dumnezeu. El de aceea cere lui Dumnezeu să fie învățat din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că el vrea să trăiască din cuvânt. El vrea să trăiască în sfințenie. Psalmistul, observăm, cere intervenția din nou directă în acest scop. Ține-mă! Cine este cel invocat să țină? Dumnezeu! Dumnezeu este invocat să-l țină pe psalmist departe de calea nedreptății. Este riscantă o asemenea cerere, nu? S-ar putea ca Dumnezeu să te asculte și să te țină departe de calea nedreptății. Să intervină în mod direct în viața ta.
să se ocupe de tine, să ia toiagul și nuiaua și să rezolve problemele acelea care te îndepărtează de calea lui Dumnezeu. Psalmistul nu este teamă de o asemenea intervenție. Psalmistul își dorește o asemenea intervenție, chiar dacă i-ar fi dureroasă. 5. Vedem că psalmistul privește și la sine și vine în introspecție înaintea lui Dumnezeu, nu doar cu petiții, nu doar cu cereri înaintea lui Dumnezeu. Versetul 26. Mi-am cercetat căile și tu mi-ai răspuns. Vedem că cel care cercetează este psalmistul, mi-am cercetat, da? El își cercetează viața, evident, la impulsul dat de Dumnezeu. Prigoana, suferința este un impuls să ne cercetăm viața. Trebuie doar ca să-l auzim, acest impuls, să ne dăm seama de el, să fim sensibili la el. Ce-și cercetează? Căile, adică viața lui, trăirea lui, comportamentul lui. Cum s-a găsit? Care a fost rezultatul acestei cercetări? Versetul 26, partea a doua, ne spune care este rezultatul. Învață-mă orânduierile tale. Altfel spus, rezultatul este mai mult de învățat. Mi-am cercetat căile, mi-am cercetat viața și concluzia înaintea lui Dumnezeu este: Doamne, învață-mă. Doamne, îți departe de cărare, îți departe de dreptar. Am nevoie de intervenția ta ca să mă aduci pe calea cea dreaptă. Rugăciunea care este doar petiție, doar cerere, este și incompletă și periculoasă. Pentru că ratează total întrebarea de ce. Nici măcar nu-și pune întrebarea de ce se întâmplă lucrul acesta. Ce vrea Dumnezeu să mă învețe prin asta? Ce păcat în viața mea este iluminat prin această încercare? Cum vrea Dumnezeu să fie glorificat prin această încercare? Nici măcar nu-și pune această întrebare. Singura întrebare care își pune rugăciunea, care spune: Doamne, dă, Doamne, fă, este: când să rezolv odată? Cum scap din această suferință? Nu există nicio curiozitate de ce. Și de fapt, dacă ar fi să luăm în ordine felul în care psalmistul se roagă, vedem că psalmistul începe cu această introspecție. În versetul 25 vedem că psalmistul în prima parte comunică problema. În a doua parte vedem că cere ajutorul lui Dumnezeu. În versetul 26, deci imediat după ce se comunică problema, se cere ajutor, vedem introspecția, cercetarea vieții. Deci la începutul rugăciunii, la începutul dialogului cu Dumnezeu, psalmistul stă în cercetare înaintea lui Dumnezeu. Deja își pune întrebarea: de ce? Ce să petrece aici? Ce vrea Dumnezeu ca să văd prin lucrul acesta? Și în a doua parte a versetului 26 vedem o petiție pentru intervenția lui Dumnezeu prin cuvânt. Lecția este simplă. Introspecția trebuie să vină cât mai repede în procesul acesta de rugăciune, de a merge înaintea lui Dumnezeu. Introspecția nu vine la urmă. Mă rog, mă rog, mă rog, cer, 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 o oră întreagă tot cer și după aia la final: Doamne, poate că a fi ceva și în viața mea, dar acum nu mai am timp, că am consumat tot timpul în cereri. Nu. Începem cu introspecție. Începem cu întrebarea de ce. Este vorba de o disciplinare, este vorba de un păcat, este vorba de o lecție care trebuie să o învățăm. Este vorba de o oportunitate de a fi o mărturie în mijlocul încercării. Ne punem această întrebare și ne analizăm viața noastră în lumina cuvântului înaintea lui, înaintea lui Dumnezeu. Și el ne răspunde. Cum? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi venim și cerem. Ce cerem? Cerem ce este după cuvântul lui Dumnezeu. Cerem ca Dumnezeu să lucreze prin cuvântul său. Cerem iluminare din cuvânt. Cerem ca Dumnezeu să aplice acel cuvânt. Cerem putere să trăim în sfințenie după acel cuvânt. 6. Vedem că psalmistul nu doar că vine cu petiții, nu doar că vine cu această introspecție, dar vine și cu afirmații înaintea lui Dumnezeu. Vine și cu anumite hotărâri declarate înaintea lui Dumnezeu. Psalmistul nu doar cere ajutorul lui Dumnezeu, dar cu ajutorul lui Dumnezeu se angajează la anumite lucruri înaintea lui Dumnezeu. De exemplu, versetul 27, în a doua parte, spune în felul următor: voi cugeta la minunile tale. Versetul 30, aleg calea dreptății sau calea credincioșiei. Versetul 30, a doua parte, accept
judecățile tale. 31. Mă alipesc de mărturiile tale. 32. Alerg pe calea poruncilor tale. Din nou, observați că cel care ia acțiunile este psalmistul. Psalmistul își face introspecția, psalmistul este cel care ia aceste acțiuni. El, psalmistul, va cugeta. Da? Dumnezeu intervine, dar el, psalmistul, se angajează să cugete la minunile lui Dumnezeu. El va alege. El va accepta. El se va alipi. El va alerga pe calea poruncilor tale. Apoi observați că, în primul rând, afirmațiile făcute de el sunt voliționale. Sunt declarații sau hotărâri de a îndrepta voința noastră după cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte benefic să verbalizăm lucrul acesta. Să mergem înaintea lui Dumnezeu și să spunem lui Dumnezeu în rugăciune că vrem, că avem intenția, că suntem hotărâți ca să ne îndreptăm voința după cuvântul lui Dumnezeu. Ți-ai cercetat viața? Ai văzut care este păcatul iluminat? Ai văzut care este problema? Ai văzut care este lecția? O știi în subconștientul tău și nu este așa că de multe ori nu vrei ca să o verbalizezi în rugăciune. Ți-i teamă ca cumva să admiți lucrul acesta. Că poate că Dumnezeu chiar te va pune stelaș de acel păcat. Poate că Dumnezeu chiar te va pune să faci acel sacrificiu. Și atunci nu zici, nu te zici, Doamne, am înțeles că asta e lecția și astăzi spun hotărât, nu o să mai lipsesc de la biserica miercuri. Cum ar fi să faceți acest exercițiu? Da? Să mergeți înaintea Domnului și să spui, Doamne, prin cuvântul Tău și prin fratele Mihai, care ne tot bate la cap, am înțeles prin călăuzirea Duhului Sfânt, să nu lipsesc de la biserică miercuri. Fratele Cristi râde, știe el de ce râde, da? Dar cum ar fi? Nu doar să fie așa o... să simți o cercetare, să mergi înaintea lui Dumnezeu și să verbalizezi. Să zici, Doamne, admit și hotărăsc. Cu ajutorul Tău nu voi mai face lucrul acesta. Și de ce nu facem? Pentru că dacă luăm această hotărâre, atunci când o încălcăm, mult mai repede vom fi cercetați și ne vom simți vinovați. Și noi vrem să evităm cercetarea. Noi vrem să evităm să ne simțim vinovați. Și atunci nu vrem niciodată ca lucrurile să fie clare, explicite. M-am simțit cercetat. Mai am dată discuții de genul, îmi spune câteva, frate, m-am simțit așa de cercetat de predica ta. Cum? Păi așa, cercetat. Cum? Cercetat să ce? Păi frate, cercetat. Păi nu te-ai simțit cercetat că explicit n-ai ajuns la o concluzie. Dacă n-ai înțeles ceva și n-ai hotărât ceva, nu te-ai simțit cercetat, da? Duhul Sfânt ne cercetează, ne iluminează viața noastră, să ne uităm la ea după cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce nu este în conformitate și apoi să hotărâm să o aducem în conformitate. Să trăim după cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte benefic să ne angajăm, chiar verbal, chiar înaintea adunării, să trăim după cuvântul lui Dumnezeu. Să mergem înaintea lui Dumnezeu și să admitem cercetarea și să hotărâm că vom da curs acestei cercetări cu ajutorul lui Dumnezeu. Este evident Dumnezeu cel care ne dă puterea să facem lucrul acesta. În final, în concluzie, care este motivația psalmistului? Dacă vă uitați la strofa aceasta, veți vedea că există un singur verset la final și un singur cuvânt care ne indică motivația acestei acțiuni, acestei rugăciuni. Priviți, căci tu dai alinare inimii mele, căci, da? Pentru că. Deci tot ceea ce s-a spus până aici, tot ceea ce a făcut psalmistul, tot ceea ce a cerut, toată introspecția, toate hotărârile luate înaintea lui Dumnezeu, deci tot procesul acesta este motivat și comunicat nouă prin acest căci, da? Căci tu dai alinare inimii mele. Altfel spus, alergăm la Dumnezeu pentru că știm că El este Cel care dă alinare. Comunicăm problema noastră lui Dumnezeu pentru că El este Cel care dă alinare. Da? Alergăm la cuvântul lui Dumnezeu pentru că știm că prin El Dumnezeu este Cel care dă alinare. De aceea alergăm la cuvântul lui Dumnezeu. De aceea cerem lui Dumnezeu ca să ne dea cuvântul lui, ca să ne aplice cuvântul lui în inima noastră.
alergăm la Hristos. Pentru că știm că astfel suntem primiți înaintea lui Dumnezeu, în baza jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că știm că n-am putea avea curaj să mergem înaintea lui Dumnezeu dacă n-ar fi pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Și de aceea alergăm la El. Alergăm la El pentru că știm că la El găsim alinare. La El găsim repaus de la oboseala aceasta spirituală, de la păcatele noastre, de la tot ceea ce ne apasă sufletul. De aceea, primul nostru instinct, atunci când trecem prin încercare, atunci când sufletul nostru este apăsat, atunci când sufletul nostru este în lacrimi, este să alergăm la Dumnezeu. Este să vorbim cu Dumnezeu. Este să-i spunem suferința noastră, să ne cercetăm viețile noastre, să vedem de ce, care este lecția, care este păcatul care trebuie eradicat din viața noastră, care este cercetarea care Dumnezeu ne-o dă. Să cerem lui Dumnezeu să lucreze prin cuvântul Său, să cerem lui Dumnezeu să lucreze în mod personal, El să fie învățătorul nostru, El să fie mentorul nostru, El să fie prietenul nostru. Și să hotărâm înaintea lui Dumnezeu, să trăim după cuvântul lui Dumnezeu, să înlăturăm acel păcat, să schimbăm acel comportament, să nu mai facem, să nu mai umblăm și să trăim după îndemnul Duhului prin cuvântul Său. Amin. Amin.